frumos. Domnul primar de la Moinești, dacă mai avem și de în alte... Haideți mai în față, aveți loc aici. Să deschid ședința de constituire a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, ales în data de 5 iunie 2016. Domnule primar, domnilor consilieri aleși, doamnelor și domnilor reprezentanți ai mass media, stimați invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 146, din 21.06.2016, s-a convocat ședința de constituire a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru data de 24.06.2016, orele 11. Întrucât din numărul total de 15 consilieri aleși sunt prezenți toți, potrivit articolului 30 alineatul 2 din legea 215/2001 privind alegerile locale. Vă rog. Noi nimic, continuă. Mulțumesc. Din legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Pentru aceasta trebuie puse în aplicare prevederile articolului 31, alineatul 1 din legea 215 a administrației publice locale, potrivit cărora lucrările ședinței de constituire a Consiliului Local sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri. Doamna secretar. Invit pe domnul consilier Bătescu să vină să preia conducerea ședinței, asistat de ceilalți doi consilieri. Domnul Catană. Domnul Catană. Să facem așa, facem domnilor invitați, domnilor consilieri și doamnelor, din documentele de alegeri rezultă că cel mai în vârstă, adică eu, dar arăt bine, să știți, nu sunt cel mai în vârstă. Așa, în spirit de glumă, vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc în mod special consilierilor sau noilor consilieri pentru încrederea acordată, pentru că este o zi importantă pentru urbea aceasta și anume constituirea noului Consiliu Local. Încă o dată vă mulțumesc. Rog pe cei doi domni consilieri să fie alături de mine pentru că aceste lucrări să se desfășoare legal și corect. Aș dori să vă anunț că, dată fiind importanța acestui moment, la ședința noastră au fost invitați să participe președintele și locțiitorul biroului electoral de circumscripție, reprezentanți ai unor unități economice pe care îi văd în sală și instituții din localitate. Vă consult dacă sunteți de acord cu participarea invitaților prin supunere la vot. Votează numai Consiliul Local. Cine este pentru? Vă mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu. Deci, în unanimitate, toți invitații pot participa la această ședință.
Vă rog să-mi permiteți să vă propun următorul proiect al ordinii de zi. Să știți că este un proiect lung, o să dureze vreo 4-5 ore. Asta ca să vă ridic așa stare emoțională. La punctul 1, alegerea membrilor Comisiei de Validare. La punctul 2, validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5-6-2016. La punctul 3, depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. La punctul 4, declararea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova ca legal constituit. La punctul 5, alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. La punctul 6, prezentarea validării alegerii primarului orașului Slănic Moldova și felicitările de rigoare. La punctul 7, depunerea jurământului de către primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 8, un punct important, alegerea viceprimarului. La punctul 9, constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Problemele propuse sunt în conformitate cu prevederile legale și în consecință le supun votului dumneavoastră. Consilierii, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Ordinea de zi fiind aprobată, trecem la primul punct al ordinii și anume alegerea membrilor Comisiei de Validare. Potrivit articolului 31, aliniatul 2 din legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local aleg dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 membri. Este o comisie importantă. Consilierii, vă rog să faceți propuneri. Mă scuzați, este vorba de 3-5 membri, pentru că noi avem un consiliu mic, propun 3 membri. Dacă sunteți de acord cu 3 membri, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Deci, pentru cele 3 propuneri, vă rog să faceți propuneri. Au fost făcute 2 propuneri. Domnul Cazacu și Tudoreanu Silvia. Ia să vedem dacă îi votăm pe toți odată sau... Mai trebuie o propunere din partea PSD-ului. Moraru îl propun din partea PSD-ului pe domnul Moraru. Este propus domnul Moraru. Supunem în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Rog comisia să ia loc pe cele 3 scaune așezate la vedere. Pentru că din acest moment are activitate serioasă. Prin votul dumneavoastră, Consiliul Local a adoptat prima sa hotărâre. Rog comisia să se retragă, să-și desemneze un președinte și un secretar, să analizeze dosarele și să întocmească raportul de validare. Noi avem o mică pauză. Puteți să serviți o cafea, să aprindeți o țigară? Doamna Tudoreanu, vă mulțumesc. Intrăm în punctul 2 al ordinei de zi și dăm cuvântul doamnei Tudoreanu, Silvia, președinte al Comisiei de Validare, pentru a ne prezenta rezultatul verificării alegerii noastre în funcția de consilier. Doamna Tudoreanu, aveți cuvântul. Bună ziua, mulțumesc. Am emoții, dar sper să reușesc să trec peste ele. Astăzi, 24.06.2016, Comisia de Validare, aleasă de Consiliul Local al orașului Slănic Moldova, în ședința de constituire din data de 24.06.2016, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 2015/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor consilierilor locali conform tabelului anexat, drept care am încheiat prezentul proces verbal. Nu cred că mai este cazul să citesc tabelul, deoarece consilierii locali se știu, sunt afișați și acolo. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, dați-mi tabelul consilierii, pentru că trecem la supunerea la vot a fiecărui consilier.
Anton Mihaela Elena, PNL. Se supune la vot. Consilierul în cauză nu votează, votează ceilalți consilieri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Doamna a fost validată în totalitate. Catan Alexandru Dominic, M10. Îl cunoașteți? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Unanimitate. Catrin Țașu Sergiu Florinel. Domnul Catrin Țașu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Validat. Domnul Cazacu Vasile. Îl cunoașteți? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Este validat 100%. Cotescu Dante. Mă cunoașteți? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Domnul Togărașu Anton Jenică. Este cel mai mititel din partea dreapta mea. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri nu. Domnul Ionel Petrea, tot un tânăr ca și mine. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri nu. Mulțumesc, este validat. Domnul Ocanu Liviu s-a așezat lângă cel mai voinic om, așa ca să aibă și protecție. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc, validat. Domnul Moraru Benone. Îl cunoașteți pe domnul Moraru? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, este validat. Domnul Moraru Gabriel. Îl cunoașteți? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, mulțumesc. Domnul Munteanu Ion. Îl cunoașteți foarte bine. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, este validat. Domnul Rad Petorel, tot un tânăr doctor din Slănic Moldova. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, este validat. Domnul Rotaru Mihai. Am aici niște oameni zdravi lângă mine. Pot să conduc încă 4 ore ședința asta. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Domnul Județ Gheorghe, îl cunoașteți? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Doamna Tudoreanu Silvia Laurenția, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Deci, Consiliul Local, în totalitate, 100% a fost validat. Față de validarea mandatelor consilierilor locali, considerăm adoptat al doilea punct al ordinii de zi. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Consilierea căror alegere a fost validată urmează să depună jurământul potrivit articolului 32, legea 215 din 2001. Aici sunt două variante. O variantă ar fi ca secretarul orașului să citească și dumneavoastră să depune jurământul. A doua variantă, și mi se pare cea mai corectă, fiecare consilier să-și asume această responsabilitate, să vină la Biblie și la Constituție. Biblia este opțional, Constituția este obligatorie și să depună jurământul. Acum o luăm în ordinea listei pe care am validat-o, și anume Anton Mihaela Elena. La microfon. Eu, Anton Mihaela Elena, consilier în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, ratificată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnul Catan Alexandru Dominic. Microfonul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnul
legilor să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Cazacu Vasile, urmează Cotescu Dante. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Mulțumesc. Se pregătește domnul Dobărașu, Anton Genică. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se pregătește Ionel Petrea. Jur să respect Constituția și legile țării. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ionel Petrea, se pregătește domnul Mocan Oliviu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Mocan Oliviu, se pregătește domnul Moraru Benone. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Moraru Benone, se pregătește domnul Moraru Gabriel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac tot ce îmi stă bună credință. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Îmi cer scuze, n-am ochelari. Toți avem emoții, domnul Venone, așa că e normal la o astfel de ședință. Urmează domnul Moraru Gabriel, se pregătește domnul Munteanu Ion. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Munteanu Ion, se pregătește domnul Rade Dorel. Jur să respect Constituția și țările și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Rape Dorel, se pregătește domnul Rotaru Mihai. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Rotaru Mihai, se pregătește domnul Județ Gheorghe. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să ne ajute și Dumnezeu. Domnul Județ Gheorghe, se pregătește doamna Tudoreanu Silvia Laurenția.
Jur? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Doamna Tudoreanu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Prin validarea mandatului și depunerea jurământului de către cei 15 consilieri, rog să-mi permiteți să vă urez o activitate rodnică în slujba locuitorilor localității noastre pe întreaga perioadă de 4 ani, cât ne-au investit alegătorii. Acest punct s-a epuizat. Da. Da, la punctul 4 în ordinea de zi, fiind validate mandatele acelor 15 consilieri care reprezintă mai mult de 2/3 din numărul total al consilierilor, Consiliul Local al orașului Slănic Moldova este legal constituit și a adoptat astfel cea de-a patra hotărâre. Trecem la punctul 5, și anume alegerea noului președinte. Consilierii au dreptul să facă propuneri și să aleagă un președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Asta este regula. Deci un președinte de ședință conduce în timp de 3 luni ședințele Consiliului Local. Propuneri. Domnul Silviu? Eu propun pe doamna Gina Elena Anton pentru următoarele 3 luni. Doamna Gina Anton, dacă mai sunt și alte propuneri? Eu propun pe doamna Tudoreanu Silvia. Deci Gina Anton, Tudoreanu Silvia. Dacă mai sunt propuneri? Dacă nu supun la vot, vă mulțumesc pentru cele... Nu mai sunt propuneri, nu? Atunci trecem să supunem la vot pentru doamna Gina Anton. Cine este pentru? Se numără? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, scuze. Și cu mine 13. Împotrivă? Abțineri. Nu. Deci abține. Restul sunt abține. Deci 13 și 2 abține. Nu. Abține. Sunt 14. 14 și o singură abținere? 2 abține. Da. Pentru doamna Tudoreanu, supunem la vot? Nu cred că mai e cazul, pentru că deja... Așa. Mulțumesc, doamne Gina Anton. O rog să vină în prezidiu și să conducă ședința pentru acest moment, dar și pentru cele 3 luni care urmează. Îi doresc succes și doresc succes tuturor consilierilor și tuturor care se găsesc în această sală, indiferent de variantă economică, socială, politică și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cotescu. V-ați descurcat minunat. Vă mulțumim foarte mult. Așa cum spuneam, îi mulțumim domnului Cotescu pentru că ne-a ajutat până acum. Vă mulțumim frumos și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este prezentarea validării alegerii primarului orașului Slănic Moldova. Apreciind că sunt îndeplinite condițiile articolului 58 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215, republicată instanța, va dispune validarea alegerii candidatului Baciu Gheorghe în funcție de primar al orașului Slănic Moldova. Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște, admite propunerea biroului electoral de circumscripție al circumscripției electorale numărul 7 al orașului Slănic Moldova, județul Bacău. Validează alegerea domnului Baciu Gheorghe în funcția de primar al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, definitivă, dată în camera de consiliu și pronunțată în ședință publică azi 24.06.2016.
subsemnatul Baciu Gheorghe, primar al orașului Sălig, Moldova, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 60 și articolul 32 din legea 2015-2001, privind administrația publică locală republicată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Sălig, Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu! Ca să fiți investit de pliu cu prefectul județului Bacău, domnule primar, în momentul de față sunteți primar de plin al orașului Sălig, Moldova. Eu vă doresc... Vă doresc mult succes în noua activitate, sănătate, putere de muncă și să aveți încredere în oameni, da, să știu că lucrați numai cu oamenii și faceți echipă bună, deci aveți o bogată experiență în a lucra în echipă. Sunt sigur că veți duce la îndeplinire toate promisiunile dumneavoastră făcute în campania electorală și vă asigur totodată de tot sprijinul meu personal și al aparatului instituției prefectului județul Bacău. Încă o dată, mult succes, domn primar! Acum am să mă retrag. Agenda mi este încărcată și astăzi, așa că vă rog să mă scuzați. Consilierilor aleși, de fapt, consilierilor de plin ai orașului Sălig, Moldova, le urez mult succes și la fel, multă, multă încredere în ceilalți colegi, multă, multă încredere în faptul că trebuie să facem și ceea ce vrea populația. Să ne gândim întâi la oraș și apoi la noi. Da, vă mulțumesc! Îi mulțumim domnului prefect. Acum îmi dați și mie voie să spun câteva cuvinte. Așa cum spune, în primul rând bine ați venit și vă mulțumesc din tot sufletul. Vă rog să luați loc pentru că nu este un moment. S-a terminat cu momentele festive. De fapt mai sunt câteva, dar referitor la mine. Mulțumesc și vă asigur de tot sprijinul meu și celor din Sălig, Moldova și celor din afara Sălicului care ați sosit și sper să facem cât mai mult și cât mai bine pentru Sălig, Moldova și pentru județul Bacău, pentru că i-am promis domnului prefect că vrem să facem Sălig, Moldova un punct de referință, o mândrie a județului Bacău. Vreau, așa cum spune expresia viața bate filmul, băiatul sobarului Ioșe Baciu de la Cereșoaia a ajuns primar la Sălig, Moldova. Și vreau în primul rând să mulțumesc celor care m-au votat, m-au susținut și m-au votat și să le mulțumesc și celor care nu m-au votat pentru că au făcut ceea ce le-a dictat conștiința și că au avut puterea să susțină o altă echipă, un alt candidat. Îi asigur că toți, absolut toți, vor fi pentru mine egali și voi fi și voi munci și voi încerca să rezolv problemele fără să am aceste, să fac aceste diferențe. Mulțumesc în primul rând echipei mele, echipa de consilieri care dumneavoastră ați văzut-o astăzi, oameni devotați, oameni pricepuți și fără de care eu nu aș fi reușit în acest proiect. Mulțumesc părinților mei, mulțumesc mamei mele care este aici și mulțumesc tatălui meu și pentru educație și pentru tot ce au făcut ca noi să reușim în viață
și îi asigur pe toți, pe surori, pe fratele meu, pe toți ceilalți, că nu o să fac nu o să le înșel așteptările. Așteptările sunt foarte mari. Pentru Sălim Moldova, lumea așteaptă să facem cât mai mult și cât mai bine. Încă o dată vă asigur că din această poziție am posibilitatea să fac lucrurile puțin mai mult decât făceam din poziția trecută. Și, domnule prefect, vreau să facem echipă, Consiliul Județean, Prefectura, primarii din zonă și fac o paranteză să le mulțumesc tuturor primarilor care au venit și oficialităților de la nivel de județ, prieteni de-ai mei, conducători de firme în județul Bacău. Apreciez foarte mult și vă aștept să reveniți turiști și de ce nu să reveniți investitori sau oameni care să contribuie cu priceperea lor la binele comun, la binele orașului nostru. Mulțumesc preoților care sunt astăzi aici, îi așteptam și pe preoții ortodoxi, preacucernici părinți, vă mulțumesc tare mult și la final o să vă rog să faceți o rugăciune de binecuvântare. N-aș vrea să nominalizez pentru că ar însemna să vă citesc pe toți. Sper să facem o echipă bună și sper ca și consilierii care nu sunt din partidul nostru, nu, colegii noștri din Consiliul Local, deja am avut discuții, să facem în așa fel încât să lucrăm împreună și să contribuim fiecare la prosperitatea, la binele, la progresul acestei comunități. Despre la sfârșit o să avem o șampanie și vă rog să rămâneți să mai discutăm. Așa conform uzanței, că ieri am participat la Moinești, dacă vrea cineva să spună două cuvinte, vă rog să faceți un comentariu. Domnul Frăsină, poftiți! Domnul Frăsină de la Tele Moldova, care ne-a promis că începând de acum va promova pe toate canalele Sălicul Moldovei. Vă rog, domnul Frăsină, poftiți aici! Felicitări, domnule primar! Am întâlnit aici un om puternic și știu asta din emisiunile TV. Astăzi l-am văzut emoționat și pot să spun doar atât. Când un om puternic este emoționat de propria lui existență, înseamnă că va fi impresionat de fiecare situație umană din comunitatea lui. Eu cred asta și vă spun ca om de presă de vreo 26 de ani și am fost 17 de Cântarea României la Casa Studenților din Iași. Sunt onorat că pot să-l felicit pe domnul primar, sunt onorat că pot să-l salut pe domnul prefect de Neamț, de Bacău și l-așteptăm la Neamț. Noi suntem o televiziune regională și vă promitem, i-am promis și domnului primar, că putem promova stațiunea, că putem fi prezenți la Iași, la Galați, la Botoșani, pe sistemele noastre de transmisie, satelit, digital, terestru, pe care vrem să-l implementăm împreună, inclusiv la Bacău și la Iași în scurtă vreme, că vom promova stațiunea. Știu ce înseamnă acest lucru, pentru că noi avem Durău în județul Neamț și știu ce mai putem vorbi și despre Botoșani și despre Suceava. Deci, televiziunea nu poate fi decât o oglindă a existenței unei comunități. Eu simt că domnul primar poate fi un liant cu toți cei care, deși în competiția care a avut loc, cred că au fost un pic prea fermi, sunt convins că acum se poate sta la masa negocierilor, pentru că domnul Baciu poate acest lucru. E puternic, știe ce să facă, provine din mediul privat și acolo nu e de glumit, plătești, nu plătești sau o încurci. Sunt convins că va ști să gestioneze foarte bine și interesele comunității. Vă felicit, domnule primar! Dacă mai dorește cineva, doamna dirigintă, poftiți! Pot să vorbesc și de aici, nu? Sau? Da. Da. Doamna dirigintă, Mitu, vă rog. Dragă domnule primar, stimați invitați,
În aceste momente deosebite, pe care le trăiesc cu multă emoție și bucurie, stați, am să vă rețin atenția cu câteva aspecte de viață, din urmă, cu ani și ani. După terminarea facultății, am venit în Cerășoaie cu repartiție guvernamentală. Și prima familie pe care am cunoscut-o a fost familia Baciu, Iorja și Coruța, care locuiește lângă școală, aveam mulți copii, o casă de oameni harnici și primitori, din care s-a ridicat actualul nostru primar. Copil foarte cuminte, bun la carte, în care de pe atunci puteai să ai bază și să-i încredințezi o sarcină pe care nu o refuza și o îndeplinea cu brio. Fiind fosta lui dirigintă, pentru mine va rămâne tot Gheorghiță Baciu, cel harnic, cu minte și ascultător. Acum când anii au trecut și în urmă toate au rămas, cu ajutorul lui Dumnezeu, fostul meu elev este actualul nostru primar. Nici nu știți când ne bucurăm, când anul trecut eu și soțul meu în decembrie ne gândeam că ar fi bine să candideze Gheorghiță la funcția de primar. Și chiar atunci s-au întâlnit prin Slănic și i-au propus. Dar nu a spus decât atât. Am să mă gândesc, domnule profesor. Și totul, așa, și totul a fost așa cum trebuia să fie și pentru Slănicul Moldovei. Dacă în campanie a fost înconjurat de oameni tot unul și unul dintre foștii noștri elevi, așa cred că va fi și în continuare. Sperăm că va fi o adevărată schimbare care să-i bucure pe toți cetățenii de pe vale. Doresc domnului primar multă sănătate și putere de muncă, să calce peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea diavolului vrăjmaș și să facă din Slănic o adevărată perlă. În încheiere, parafrazez o zicere a unui străbunic al meu, macedonean, și fruntaș cuzist. Deci era cuzist, cuzist era un parte din vremea lui, care spunea, să-ți mărească Dumnezeu mărirea, conașule. Vă mulțumesc din suflet, domnul Babei, vicepreședinte PNL Bacău, este reprezentantul partidului nostru astăzi. Doamnelor și domnilor, bună ziua și vă rog să fiți părtași la bucuria mea de astăzi. Bucuria de a vedea pe domnul Baciu, primarul municipiului, doamne să-mi fie gura orită, orașului Slănic. Pentru că până la coada cozii, asta era menirea lui. Nu am întâlnit în viața mea oameni care să-și iubească locul natal în felul acesta, care să se implice în viața comunității în felul acesta, pentru că prietenia noastră durează de mai bine de 10 ani și în 10 ani am învățat și eu să iubesc mai mult oamenii, să fiu mai conștient de legătura pe care trebuie să o am cu comunitatea. Sigur că e un moment de maximă bucurie astăzi și am încrederea că la Slănic va fi un melanj pozitiv de implicare a partidelor politice, pentru că sunt convins că reprezentanții tuturor partidelor își vor da mâna, copleșiți de frumusețea acestui oraș și de importanța dezvoltării sale. Domnule primar, Gigi, baftă multă și multă, multă sănătate! Mulțumesc tare mult! Dacă mai dorește cineva... Da, domnul Tânciuc, vă rog. Bună ziua! Și aș vrea mai întâi să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că a revărsat atâta iubire față de locuitorii acestui minunat oraș. Și pentru faptul că a rânduit, și să știți că nimic nu e întâmplător, ca așa îi spuneam eu, Gigi, pentru că îl cunosc de la Comănești, unde am lucrat eu mai mulți ani, că a rânduit să fie primarul acestei comunități. Sunt convinsă că prin tenacitatea, seriozitatea, corectitudinea, cinstea și cel mai important lucru, de o voință extraordinar de mare. Vă rog să mă credeți că în activitatea mea, și nu-i puțină, eu am 57 de ani de activitate și am 75 de ani și lucrez. Deci eu, în activitatea mea, înainte și de 89, am răspuns oarecum și de activitatea comercială din orașul Slănic Moldova.
Sincer vă spun, ieri am venit cu o altă misiune și am rămas foarte neplăcut impresionată, așa chiar dezolată, de modul în care arată această perlă a Moldovei, cunoscută și peste hotare. Mi-amintesc că înainte de 89 veneau foarte mulți străini, veneau și evrei, și nemți, și toate naționalitățile. Și era foarte bine organizată această stațiune. Acum arată dezolat. Când am văzut, m-am dus până sus și am văzut că încă nu s-a deschis stațiunea Slănic Moldova, deci n-am intrat încă în activitatea sezonului de vară și suntem la sfârșitul lunii iunie. Sincer să fiu, am rămas foarte dezamăgită. Eu, încă o dată, mulțumesc lui Dumnezeu și vă rog și pe dumneavoastră și doresc ca să mai îmi dea și mie ceva zile, pentru că eu sunt așa pe ultimul drum, cum se spune, dacă am 75 de ani. Și mulțumesc foarte, foarte mult. Mă leagă ceva mai deosebit de această stațiune, pentru că soțul meu, Tomciuc Wilhelm, a lucrat foarte mulți ani în această stațiune și oamenii sunt foarte buni și Dumnezeu i-a ajutat ca să aibă un nou început. Acesta va fi din această zi o nouă viață, un nou început pentru Slănic Moldova, pentru oamenii foarte frumoși și buni ai acestui oraș. Eu vă mulțumesc! Domnul Rapi, vă rog. În calitate de reprezentant a PSD prea opoziției, vă felicit că ați câștigat, pentru că ați fost mai rău. Vreau să protestez, doamna Stănciuc nu are dreptate, iar pe doamna Mito găsesc nepotrivit să se laude cu un strămoș uzis tocmai la ceremonii să vă opăteze. În calitate de reprezentant a opoziției, vă veți bucura de 100 zile de grație pe care vă vom critica. O critică este binevenită și constructivă și nu vreau să... aș vrea să nu aveți ce critica, dar sigur... 100 de zile, nu? Da? Da, vă mulțumesc tare mult. Domnul Scurtu, închidem cu domnul Scurtu, da? Vă rog. Aș enumera câțiva din primari care au fost în această localitate, Șandru Ion, Forcoș, Tudureanu, Ardeleanu, Niculescu, Crețu, Urs, Gheorghiță, Livadă, Dumitrache, Leonte, Botez, Solomon, Cotescu, Ionel și ultimul care a fost 12 ani. Toți acești primari la un loc, deși n-au avut diplome de economist și de mare doctor, n-au distrus atât cât s-a distrus în acești 12 ani. Urez noi conducerea Odesei, consilierul întregii echipe, să zidească, să clădească, să dezvolte, în primul rând, relațiile umane care au fost distruse. Aceste alegeri a demonstrat că nu se poate conduce prin teroare, răzbunare, minciună și alte forme de manifestare. Și a făcut o echipă ticăloasă, care l-au ajutat foarte mult, în frunte cu comandantul poliției. Asta vreau să spun. Așa că l-au ajutat. Special pentru a fi sigur că nu mai este. Și îl felicit încă o dată pe domnul Baciu pentru rezultate și urez mult zbor întreaga activitate. Vă rog să da. Eu încerc să se dacă stau răbășit puțin în cadru. Haideți să nu... Eu închid... Am vrut să fie o... o... Da, este democratic, așa este. Noi, de acum încolo, vă rog să ducem mai departe ședința, pentru că nu vreau. Bun venit, prea cu cel părinți ortodox. Ortodox, știți că astăzi a fost, este sărbătoare, a fost liturghie, vreau să spun.
Și din cauza asta o întârzia puțin. Vă rog pe doamna președintă să ducă mai departe ședința. Mulțumesc, domnule primar. După atâtea cuvinte frumoase și spuse din inimă și pline de emoții, din păcate trebuie să ne întoarcem la muncă, pentru că pentru cei care au fost aleși de dumneavoastră și validați astăzi, asta va urma, o perioadă de muncă în care trebuie să fim siguri că o să realizăm toate proiectele care le-am propus. Trecem la punctul numărul 8 al ordinei de zi. Mulțumesc, domnul Cotescu. Care este alegerea viceprimarului. În conformitate cu prevederile articolului 57 din legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, una din atribuțiile consiliilor locale este și alegerea viceprimarului. Articol de lege care stabilește și numărul viceprimarilor pentru comună, oraș, municipii, reședinte de județ, sectoarele municipiului București. Viceprimarul se alege prin vot secret, pe bază de buletin de vot. Doamna Sică, dacă puteți să-mi dați să arăt buletin de vot? Acesta este buletinul de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care își va exercita votul secret prin înscrierea semnului da în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pe care îl preferați. După exprimarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Viceprimarul este ales prin votul majorității consilierilor locali în funcție. În situația în care nu se va întruni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidații aflați la primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi. După aceste precizări, aș vrea să vă rog să faceți propunerile. Da, doamna Sică vrea să precizeze. Asta este urna. Da, aceasta este urna unde se vor introduce buletinele de vot și votarea se va face în spatele acelui paravan. Deci, încă o dată, în acest tabel vor fi trecute propunerile, iar aici, în partea în care scrie opțiunea, dumneavoastră veți scrie da, în dreptul numelui celui pe care îl preferați. Și comisia de validare va număra buletinele de vot. Doamna Vică, vă rog să consemnați dumneavoastră propunerile. Deci, vă rog să faceți propunerile pentru funcția de viceprimar. Domnul Cazacu, vă rog. Cu riscul de a părea că am idei fixe astăzi, eu propun pentru funcția de viceprimar din partea sau pentru Consiliul Local Stăi Moldova pe doamna Gina Elena Antonia. Mai sunt și alte propuneri? Vă rog. Vă rog, domnul Ionel. Eu propun pe domnul Rick Moca. Mulțumim! Vă mulțumim! Alte propuneri? Dacă mai este cineva? Domnul Rabe? Eu propun moralul pentru. Mulțumim! Aș vrea să... Domnul Mocanu vrea să fac o precizare? Mulțumesc, domnul Ionescu, pentru propunerea care a făcut-o. Consider că propunerea făcută de domnul Cazacu este... Deci nu trece. Nu este de acolo. Deci votarea propunere din partea domnului Rape este domnul Moraru Benone. Dacă... Este... Și a spus domnul Mocanu, este valabil și în cazul. Suntem din aceeași echipă, deci... Da. Deci vă rog, dacă mai sunt și alte propuneri? Deci haideți, putem să începem să... Deci vor fi scrise buletinele de vot, comisia de validare le va semna, după care vom începe să votăm. În ordine alfabetic, așa cum am făcut și ei. Nu mai trebuie trecut. O să începem deja. Trebuie să ne lăsăm jos. Președintele de comisie va semna în partea de jos a paginii. Elena, da. Nu neapărat la microfon, renumărați și spuneți final. Anton 1. Anton 2.
ușor. Aici n-a semnat deloc. Nol. Anton. Imediat. Anton. Nu. Te depunem separat, că nu s-a înțeles. Da. Și majoritatea au fost, nu? Da, dar trebuie să anunțăm. Da. Trebuie să scris aici, da. 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 13-1-1. 13-1-1-1. Da. Poți să anunți? Da, da, sigur. În urma voturilor exprimate de consilierii locale ai orașului Sălii Moldova, doamna Anton Mihai Arena a întrunit 13 voturi pentru... ...unul împotriva și un vot nul. Felicitări, doamna viceprimar, succes! Sunt onorată să fiu aici și tot ce pot să spun acum este că vă promit că o să fac tot ce sunt în puterea mea să ajut la bunăstarea acestui oraș. Pot să vă spun că inima mea are acum forma mulților de mira și în venele mele curge apă minerală. Atât pot să vă spun. Mulțumesc frumos, încă o dată! Da. Mai avem un singur punct, așa că dacă aveți puțin răbdare, mai avem un singur punct pe ordinea de zi, aș dori să continuăm. Ponenței acestora. Wow. Mulțumesc frumos, Mihai, mulțumesc. Sunt copleșită. Da, deci trebuie să alegem comisiile care se vor ocupa de diverse... Deci mai întâi trebuie să supunem la vot numărul de comisii. Da, domnul Munteanu, dacă ar putea să mi se alăture? Dacă îl vede cineva pe domnul Munteanu. Da, am să citesc, noi am venit cu o propunere de 3 comisii, am să citesc comisiile și apoi le vom supune la vot. După care vom trece la alegerea membrilor comisiei. Prima comisie este Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Orașului. A doua comisie este Comisia pentru Administrația Publică Locală, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Agricultură și Silvicultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii, Comerț și Turism. Și a treia comisie este Comisia Juridică pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Ordine și Liniște Publică, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Supunem la vot deschis aceste trei comisii. Deci să votăm. Cine este pentru? Unanimitate de voturi? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate de voturi, aceste comisii au fost aprobate. Urmează să trecem la propunerile pentru membrii acestor comisii. Vor fi 5 membri în fiecare comisie și fiecare grup de consilieri, reprezentanți ai diverselor partide, pot să vină cu propuneri. Așa că așteptăm. O să încep eu pentru, din partea Partidului Național Liberal. Propunerile mele sunt următoarele. Pentru comisia... Am ținut cont de criteriile de pregătire profesională, abilități și pentru a contribui la bune rezultate în aceste comisii. Așa că în prima comisie pentru programele de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, propunerile noastre sunt următoare. Moraru Benone, Catrințașul Lucian și Anton Mihaela Elena. Sergiu, pardon. Benone Moraru, Catrințașul Sergiu și Anton Mihaela Elena. Așteptăm din partea celorlalți reprezentanți propuneri. Pot să mă propun singur în această sigur, cură? Sigur. Deci, domnul Rapetor, mai avem nevoie de o propunere de un membru. Deci, comisia se numește Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Orașului. Oricine simte că poate să aducă o contribuție? Îl propun și pe domnul Conteș. Îl propun pe domnul Costache. Ionel Costache. A cincea propunere în comisia... Da, dacă mai este o propunere, putem să propunem și alegem pe fiecare în parte. Și
Domnul Ionel Costa. Mai sunt și alte propuneri? Nu, dar se pot, se pot urmă mai mult. Deci, votarea se face în felul următor. Fiecare membru va fi votat. Deci pot să fie mai multe propuneri decât... Dar suntem cinci propuneri. Rămân cinci, dacă nu mai... Trecem la votarea acestei comisii atunci. Începem cu... Nu, Moraru Benone, pentru Comisia Economică. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Catrin Sașu Sergiu. Cel care este propus nu votează. Cine este pentru domnul Catrin Sașu Sergiu? Cine este împotrivă? Este cineva împotrivă? Domnul Ionel, ați votat pentru domnul Catrin Sașu? Da, ați votat pentru. Anton Mihaela Elena. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Domnul Rafe Dorel, cine este pentru? Cineva împotrivă? Și domnul Ionel Petra, cine este pentru? Cineva împotrivă? Deci prima comisie pentru dezvoltare, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului a fost votată. Trecem la următoarea comisie, Comisia pentru Administrația Publică Locală, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Agricultură și Silvicultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii, Comerț și Turism. Așa să încep tot eu cu propunerile din partea Partidului Național Liberal. Domnul Cazago Vasile, domnul Mocanu Liviu și domnul Rotaru Mihai. Și acum vă rog să propuneți dumneavoastră. Așa vă rog. Domnul Munteanu. Ok, domnul Munteanu. Mai e nevoie de un de o propunere. Moraru. Domnul Moraru Gabriel. Gabriel. Mai sunt și alte propuneri? Atunci trecem la vot. Deci primul, domnul Cazacu Vasile, cine este pentru? Cine împotrivă? Domnul Mocanu Liviu, cine este pentru? Împotrivă? Domnul Rotaru Mihai, pentru? Împotrivă? Domnul Munteanu Ion, cine este pentru? Împotrivă cineva? Și domnul Moraru Gabriel, cine este pentru? Trecem la următoarea comisie. Comisia Juridică pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Ordine și Liniște Publică, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Dacă îmi dați voie, voi începe tot eu cu propunerile din partea Partidului Național Liberal. Domnul Jveț. A doua propunere este doamna Tudoranu Silvia. Și a treia propunere este domnul Dogărașu Jean. A patra propunere este domnul Cotescu. Domnul Cotescu. Și a cincea? Alex. Da, foarte bine. Dacă mai sunt alte propuneri? Atunci nu, da. Așa că o să-i dau cuvântul domnului primar ca să încheiem această ședință. Mulțumesc. Felicitări doamnei Gina Anton pentru funcția de viceprimar și eu asigur de tot suportul meu și de buna colaborare, de intenția bună și de dorința de a face împreună mai mult și mai bine. Am uitat să mulțumesc unei echipe speciale, care este echipa de la Omega, care eu o las răspunzătoare mai departe de afacerea mea. Vă mulțumesc tare mult. Și am uitat să fac o precizare de suflet. Aici în sală sunt doi nași ai mei politici. Este vorba de domnul Radu Ababei, domnul profesor universitar dr. Radu Ababei și domnul primar de Moinești, inginer Fiorel Ilie. Ei m-au împins așa de la spate ca să de fapt, m-au încurajat, hai să spun, nu m-au împins, m-au încurajat, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră mi-au spus ce-ți trebuie, de ce te baci, stai liniștit, ai o stabilitate.
Rog preacucenicii părinți să vină mai în față aici ca să facem o rugăciune de final, după care să vă invit pe toți să servim un strop de șampanie. Vă scuzați, am emoții. De luni începem activitatea la primărie și sunteți bineveniți cu idei, cu propuneri. Astăzi doar zugrăvim birourile și mâine așezăm mobilierul. Mulțumesc mult! În cât de multă măsură este locul meu aici, dar văd o Biblie aici pe masă, cuvântul și legea lui Dumnezeu și cât de cât mă simt puțin acasă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Această binecuvântare dorită de credincioșii tăi să-i întărească, Doamne, și să le dea harul ca niciodată să nu se împotrivească voinței tale și să fie pur recunoscător pentru binefacerile pe care le primesc de la tine prin Hristos Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce cel mai nou în ispită, ci ne mântuiește pe cer. Dumnezeu cel binecuvântat în toate lucrările sale să vă binecuvânteze în toate prin Hristos, pentru ca toate împreună să lucreze spre binele vostru. Amin. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Amin. Mulțumim frumos, mulțumim și preacucenilor părinți ortodoxi, dacă vreți să spuneți un cuvânt, pentru că ați venit mai târziu sau vreau să mulțumesc întâi lui Dumnezeu că El răduiește totul și suntem acum la această bucurie că să fim în situația în care se binecuvântăm împreună cu preoții catolici această misiune foarte importantă. Eu spun păstoriți ca și preoții părăchia aceasta, cred eu, pe Biblie, unitatea aceasta care se cheamă Slăniști Componentele, pentru că Domnul Paciu este de aici, cunoaște fiecare în parte, așa cum păstorul cunoaște oile și mai mult decât atât este cel care e intenționat în a rândui, așa cum se cuvine, la nivel înalt sau foarte înalt cu calitatea noastră. Pentru aceasta este nevoie ca toți să-L ajutăm și să-L ajutăm cu sinceritate. Aceasta contează. Sufletul curat cu toate situațiile și posibilitățile care țin de puterea noastră ca cel care este înmânat sau întărit cu puterea aceasta să rezolve lucrurile. Dacă noi dorim Domnului Primar și dumneavoastră, eu știu, sănătate în primul rând, multă dragoste pentru cei care sunt aici, pentru că vorbeam cu un profesor mai mare și un mai mic, și profesorul, și preotul, și primarul, și inginerul, și doctorul, toți, nu se poate adresa și vetui cu cei pe care îi păstoresc decât iubindu-i. Și această iubire este acea găsoare de virtuți, și Mântuitorul spune, să iubești Dumnezeu tăi, pe aproapele, ca pe tine și pe vrăjmașii tăi. Domnului primar, dumneavoastră, vă dorim sănătate și la mulți ani. Măsura care pot eu, că nu prea am voce până, gândeam, la mulți ani cu sănătate să dea Domnul tot ce doriți, zile senile și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți.
Sper să fie unitate mai multă și în rugăciune și în credință pe vara seripului. Vă mulțumesc tare mult! Vreau să dăm în fața bisericii noastre o icoană cu Mântuitorul, se numește Vița de Vie, care pleacă din coasta Mântuitorului, unde a fost răpuns cu sulița și ajunge în potirul din care ne împărtășim. Este un mesaj pentru dumneavoastră să nu uitați că viața spirituală izolește din coasta Mântuitorului. Iar aici o carte intitulată Noapte în pustia Sfântului Munte, pentru că în misiunea pe care o aveți, ați simțit nevoia să vă retrageți de multe ori în munte, așa cum însuși Mântuitorul se retragea pentru rugăciune. Vă mulțumim și succes în continuare, la mulți ani! Vreau să vă mulțumesc pentru Biblia care am venit de la parul. Vă rog să dați voie să închid aici, doamna secretar, este totul în regulă. Să închid aici ședința de astăzi. Vă așteptăm la intrare să mai discutăm puțin și vă mulțumesc încă o dată pentru participare și celor care au venit de la distanță mare și celor care au venit mai aproape. Apreciez foarte mult și vă aștept alături de proiectul nostru. Vă mulțumesc!